Lansat în toamna anului trecut, cu ocazia salonului auto desfășurat la Paris în perioada 1-16 octombrie, prima Audi RS3 în partul portiere oferă o motorizare turbo de 2.5 și 400 de cai, cuplată la o transmisie automată cu dublu ambreiaj și un sistem de tracțiune integrală cu vectorizare a cuplului. Drept urmare, acest Audi RS3 în 4 portiere are nevoie de numai 4.1 secunde pentru a sprinta de la 0 la 100 pe oră, în timp ce viteza maximă este de 250 sau 280 de km la oră. Pe plan estetic, berina de clasă compactă cu 400 de cai putere sub capotă propune spoilere față și spate, agresiv stilizante, jante din aliaj de dimensiuni generoase, plus un interior pe măsură. Opțional, clienții berline de clasă compactă pot opta și pentru farul cu matrice de LED-uri, suspensie magnetic ride, ori instrumente de citare de bord. Acest Audi RS3 concurează cu Mercedes CLA 45 AMG și BMW M2. Salut, Valentin! Salut! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea de a face un clip împreună pentru cu mașinuța ta. Spune-ne, te rog, ce mașină este mai exact? E un Audi RS3, da? 2018. Deci este ultimul model. 400 de cai. Într-un motor 5 cilindri, nu? 5 cilindri în linie. Capacitate de 2.5. 2.5. Am înțeles. Ai achiziționat de mult mașina? De anul trecut, de fapt am achiziționat în 2017, în decembrie. Am dat comandă pentru ea, dar a venit prin aprilie. Am înțeles. Știu că la un moment dat era o problemă cu ele, că nu se importau, nu? Da, era destul de... La noi în țară. Era destul de greu. Eu am luat-o cam prima mașină din România, din ce am înțeles, ori prima, ori a doua comandată, dar prima care a venit. Și atunci n-a fost așa mare problemă, m-au ajutat destul de ușor. Am înțeles. Cum e cu astfel de mașină? Că m-am uitat și eu pe internet la alte filmulețe și de când a apărut ea, de la momentul lansării, am văzut că cam nebunii lumea. Fiind un motor, toți îl numești cel mai bun motor. A câștigat câțiva ani la rând premiul pentru cel mai bun motor între 2000 și 3000. Dar motorul e... Nu pot să explic exact, e o senzație aparte de la... Da, am văzut și eu că trage, am mers tot ce am făcut o plimbare înainte să dăm și am văzut că trage foarte tare mașina. Mai ales pe modul de launch control, am văzut ce am văzut și eu la alții pe internet. Și sunetul e... Să merg și eu cu una. Sunetul e de la ăștia 5 cilindri în linie, reușesc să facă sunetul ăsta care e... Da. Uite, adică mie mi se pare că se aude mult mai bine decât un motor în 6 cilindri. Da, și trage tare rău. Mi se pare că e... E o mașină care într-adevăr s-a ridicat la nivelul așteptărilor și n-au fost mici așteptările. Evacuarea este cea stock, nu? Da, era o opțiune la Audi, vreo 900 de euro. Se numește evacuarea Audi Sport și nu e chiar cea stock. E o opțiune. E ceva mai sport al lor. Da, e o opțională, dar tot de la Audi. Am înțeles. Adică eu nu am umblat la ea. Am înțeles. Mașina este stock, nu? Nu e făcut nimic soft, eu știu, altceva. No. Am în plan să-i fac un stage one, dar... Nu cred că mai e nevoie auto. Nu cred că e nevoie, crede-o. Știi cum e? Wow! La un moment dat te obișnuiești cu senzația și atunci... Vrei și mai mult și mai mult și nu... Ce-mi place foarte mult, am văzut și la generațiile astea noi de Audi care vin acum, inclusiv RS3-ul, DTRS-ul, totul este focusat spre șofer, tot interiorul. Da, și e foarte jos, uite, dacă te uiți aici în bord, dacă băgăm ăsta înăuntru, e foarte jos bordul și ai posibilitate să vezi cât mai mult în afară. Da, adică da. M-am urcat într-un Mustang și era bordul foarte sus, nu vedeai prea bine, era, nu știu... Mi se pare că într-o mașină sport cel mai important e să ai un câmp vizual mare, să poți să vezi dacă poți face o depășire, dacă dai într-o groapă, că până la urmă nu dai într-o groapă cu un SUV sau ceva, dai cu o mașină sport, cu balon pe 30 și pe 250. Mamă, te nebunește mașina asta. Foarte capul meu. E...
E nebunie curată mașina. Deci cu asta rămâi fără permis imediat. Da. Deci imediat. Bine, n-am rămas. Culmea că am luat o singură amendă cu mașina asta. Foaie de cap. Dar am luat mai multe cu celelalte. Wow. Nu, e o mașină care până la urmă trebuie să ai și un pic de grijă de ea. De cu cap, știi? Nu ai bifat pentru frânele ceramice? Nu, mi s-au părut. Da, mulți spun că sunt bune, mulți spun că nu sunt bune pe stradă. Până la urmă am făcut un test la 0-100-0 și mi-a luat 2 secunde frână. Da, am mai filmat cu niște resuri care aveau și frâne ceramice. Și eu sincer să spun, nu am simțit nicio diferență. Bine, nici n-am frânat de la 200 la 0 în nu trebuie frână că bruscă să văd diferența, dar ca și ce am simțit eu n-am. Foarte, nu se aude când schimbă. Eu mă mir că de mai permis cu ea. Am învățat pe unde să merg tare și pe unde nu. Valentin, îți mulțumim mult încă o dată pentru că ai avut plăcerea să ne prezinți mașina ta. Mulți kilometri cu ea de acum înainte. Mulțumesc. Să rămâne sănătos, cum se spune. Mulțumesc. Și să ne auzim și altă dată cu o altă mașină de-a ta. Să sperăm. Da? Să ne chem că nu să-i fac soft, cum ai spus. Chiar vreau să-i fac, dar nu știu ce să merge. Nu știu ce să zic, pentru că e o decizie destul de importantă. Bun, cresc costurile, cresc toate la ea și rămâne de văzut. Eu sper să-i fac. Și eu sper să-i fac. Bun, până data viitoare, la revedere!